Bună dimineața! Ia, că vreau eu să scriu aici, să rămână, că tot mă întreabă unul și altul. Deci eu normal, pe 21, nu pe 20, pe 21 ianuarie, am pus la stopul numărul 3. Deci la numărul 3 și la încă 1, la numărul 7. La numărul 3 am pus și în decembrie. Stai că scriu exact numărul 7. Turtă proteică. Dulce fruct. Dar la ăsta, la numărul 3, am pus pe 25 decembrie. E filmarea pusă. Deci la numărul 3, energetică. Și l-am deschis în ianuarie, cred că pe 20 sau pe 21, și avea puiet. Scriu aici. Stai că am scris și eu pe ceva, 1923. Deci filmarea 1923 am deschis pe 20 sau 21, zicem 21 ianuarie, avea o palmă de puiet. Nu o să vedeți ce scriu, dar mă auziți, eu scriu să rămână scris aici. Deci pe 25 decembrie, la numărul 3, i-am pus energetică, apoi pe 21 ianuarie am pus la numărul 3 și la numărul 7, turtă proteică, și după aia nu mai știu exact, după câteva zile, zicem 25, 25 ianuarie, am pus la camion, turte proteice. Dar eu m-am luat să le dau miere cu protofil, miere plus protofil de pe 20 ianuarie. La toți. De pe camion. Vedeți, cam asta am făcut. Deci. Și după aia m-am luat să dau sirop, ceai, le-am făcut ceai. Le-am dat cam o săptămână așa miere și când am deschis tupii, am văzut eu că puietul începuse puțin mai pestriț, așa nu prea arăta cine știe ce. Și m-am luat să le dau, le-am făcut ceai. Cam după 1 ianuarie, cred că. Zicem 1 ianuarie, că n-am notat. Ceai. Plus protofil, plus vitamina C, așa, și le-am mai pus și asta, să arăt eu asta, aici, bistrongul ăsta, dar ăsta eu n-am pus cu grama, așa am pus așa puțin, nici n-am știut, eu n-am văzut ce scrie aici, nu văd nici cu ochelare, scrie atât de mic, de trebuie cu lupa, nu știu cu ce să mai mă uit. Și am pus la ochi așa puțin din asta. Be strong. Da, deci am turnat așa, vezi, câte puțin în, la 5 litri de sirop. Da, și am făcut câte 5 litri, care înseamnă la 36 de stupi, puțin peste 100 de grame pe familie. Asta am dat zi de zi. Deci, de pe 20 ianuarie, zi de zi, sirop. 100, nu știu, calculați voi cât vine, cred că vreo 120 de grame. 120 grame familie. Familiile mele, astea mai slăbuți. Uite, vedeți, na, poftim, am scris aici. Și rămâne să deschidem stupii.
O să arăt eu, să se vadă bine aici. Dar am zis, ce am zis, se aude, nu? Acum eu am scris mai urât aici. Da, cam asta am făcut eu zi de zi. A, suntem în 19 sau încă suntem azi, 20, nu știu. Deci a trecut o lună de zile. 20 ianuarie, 20, da? 20 februarie. A trecut o lună de zile. Vă dați seama? O lună de zile, o zi de zile dau așa. Dar acum spuneți voi, puteam eu să stau să filmez zi de zi același lucru, că le dau sirop? Uite, am oala aici. Se vede sau nu se vede? De ce se vede întuneric așa? Nu știu de ce se vede așa, bate lumina. Și uite, punem aceea direct, așa. Uite, aici am vitamina C din asta, praf. Se vede? Deci eu n-am pus cu gramaj, că îmi dau seama cam cât e și nu e problemă că e puțin mai mult. Eu cred că am pus mai puțin decât trebuie. Deci am 5 litri de sirop acolo și uite, pun cam așa. 3 grame, 4, cam așa ce. Vitamina C. Apoi, protofilul. Normal ar trebui la 5 litri, ar trebui cam 20 de mililitri pe litru. Dar eu pun mai puțin. Deci eu am pus 3. Deci asta are 20 de mililitri o siringă din asta. Ar trebui pentru un litru pus asta. Eu am pus decât o de asta și jumate. Că dacă am pus mai mult, am văzut că nu prea-l e. Uite atât. Da. Vedeți, uite, fiindcă arăt așa, imediat apără discuția. Ce? Nu e bine ce faci, nu trebuie așa. Pune exact cât scrie la prospect. Pune. Nu, doi, vă spun ce am pus. Da? Voi puneți. Iar din asta, uite așa, am pus la ochi. Uite așa puțin. Atât. Că n-am mult din asta și le-am pus și eu la stimulare. Și uite așa. Îl amestecăm aici. Mi-a dat un miros acolo, un gust mai bun. Protofirul ai de... Na. Că dacă nu arăți așa, te-a la întrebări toți. Și apoi, uite, facem așa. Mari ingineri. Deci, eu am calculat că 100 de grame pe familie este hrana care ar consuma o albina ca să supraviețuiască și hrana pentru puietul care l-a. Așa m-am gândit eu, cam atât am considerat eu că consumă. Dacă aș fi avut familii de 7-8 grame, te dădeam 200 de grame pe zi. Dar nu am familii de 8 grame. Așa. Hai că nu stau să arăt iară că pun la tostupii. Și uite, de la protofil primește așa o culoare mai... Colorează puțin, dar nu mai văd unde mi-e sticla cu dopul. Unde e sticla cu dopul ăla meu? Deci gândiți-vă că, uite, închei o lună de zile care le-am dat zi de zi, așa. Eu nu știu dacă am sărit vreo zi. Nu mi-aduc aminte. Hai să zicem, poate că am sărit vreo zi. Poate o zi. Uite așa. Deci 5 litri de sirop. 1 la 1 de zahăr. Nu invertit, nu... Decât am încălzit apa. Și le-am mai pus vitamina C acolo. Tu de ce ești afară? Hai. Hai. Înțepa. E, te vezi? Nu vreau să mai intrem. Și o dau și într-o parte și când deschid ușa, iese afară. La început, cred că se mai eclozeze din puiet. Așa, deci, ce le-am mai pus? Turtele dulcofru, care, uite, mai au puțin din ele. La unii e a doua tură de turtă. Majoritatea sunt la a doua tură. Și m-a ajutat și vremea, că a fost mai călduț. Și le-am scos aceea afară, cum îi zice la ăla, apipolen, de la dulcofruct. A cărat apipolen, de la că eu am văzut și în ramă. Da, a început să-mi iasă puietul, e clar. A început să eclozeze de împuiet, deci uite, a trecut fix o lună de zile. Și a început să apară puiet.
o lună de zile, 30 de zile, vă dați seama, cuietul la cât este. E până a început omatul, la câteva zile, ai. Ia uitați-vă aici. Parcă începe să arate mai bine, nu? Uite. Fiindcă am cald, albina stă pe aici, da? Adică e suficient albina. Deci eu dacă îl deschid pe ăsta acum, stă albina rară pe ramă. Stă rară din cauza că, uite, dacă ea stă și pe marginea asta. Adică e prea cald pentru ea. Bun, mai are rost să arăt? Eu zic că nu mai are rost să arăt. Zăpatuna. Uite, asta fac. Normal că din chestia asta ce arăt eu acum ies discuții. Că e prea multă muncă, că nu se merită. Eu știți cum mă iau? Bă, frate, ăsta e serviciul meu. Eu acum la ora asta, uite, ora 9 dimineață, eu trebuia să mă duc, să fiu la servici deja și patronul acolo îmi dădea deja de muncă. Începeam lucru, nu știu ce lucram acolo, da? Mie mi-a o jumătate de oră. Știți că am filmat și am arătat o jumătate de oră mea. Nu se merită, mă, să lucrez o jumătate de oră pe zi? Eu zic că se merită. Acum fiecare să o ia cum vrea. Eu asta fac. Trebuie să deschizi tupul ăsta peste o săptămână că i-am pus tratamentul ăla. Să vedem ce se întâmplă cu el. Și cam asta e activitatea mea. Dacă la cineva îi prinde bine, să fie sănătos. Dacă nu îi place și consideră că nu e bine deloc ceea ce fac eu, să nu facă ce fac eu. Că eu nu fac chestia asta ca să mă copiați. Să facă fiecare ce vrea și cum vrea. Bun, cam atât. Și puteți să vedeți filmarea 1923, când am pus, uite mă, că am și scris aici, uitați-mă. 20 ianuarie i-am pus proteică și în decembrie pe 25 am pus energetică, da? Și cred eu că am pe 25, nu mai știu exact, le-am pus la toți turtă proteică. Dar din 20 ianuarie, am scris acolo când așa, le-am început să le dau la toți miere. Le-am încălzit-o, am arătat eu parcă și treaba asta. Uite așa, miere cristalizat, am încălzit-o frumos și le-am dat cu protofil. Și atunci am pus 20 de mililitri la litru și o lua cam greu. Și le-am dat, nu știu, vreo săptămână, nu știu că le-am dat și după aia m-am luat să le fac ceai. Cam asta e activitatea mea. Bun, pun pauză ca să-i termin și revin după aia. Continuăm. Ia uite ce e aici. A, s-a cam vândut ceva. Gata. E, ce ați văzut că s-a vândut a fost în vreo 3 zile. Deci nu într-o zi. Dar nu am mai completat eu raftul. Hai să mergem. Deci oricum în 3 zile a fost slabă vânzarea. Nici n-am numărat câte borcane erau lipsă. Vreo 10, 12, 13, nu știu.
că eu trebuie să scot o medie, am mai zis eu, de vreo 8 borcane pe zi. Cam așa. Bun, deci acum ziceți voi, să arăt în fiecare dimineață că fac treaba asta. Am mai arătat așa de câteva ori, dar cred că e suficient, că cred că e plictisitor. Sau știți ce o să fac? O să arăt decât așa, că dau la 2 stupi și opresc filmarea, că nu pot să țin o jumătate de oră filmarea, să vă arăt că le dau la toți. Să știți că bistrongul ăla, am consumat un flacon de ăla, îl mai am pe ăsta, încă al doilea flacon. Dar nu le-am pus de fiecare dată și le-am pus puțin, adică eu cred că le-am pus mai puțin decât trebuia. Eu v-am arătat ce am pus acolo. Protofil la fel am pus mai puțin decât trebuia. Vitamina C ați văzut că pun la ochi așa cu Delta. După mine un 4 grame, 3-4 grame cred că e acolo. Și ce am mai pus, că eu normal siropul fac în casă. Iau așa cu două degete un praf de sare. Acum cât le ajută, nu știu, că nu sunt eu chimist, ca să știu eu să spun câtă sare trebuie să pun sau câtă vitamina C sau. Eu v-am spus cam ce am făcut, v-am arătat cu Delta, pac, am pus așa. Și să știți că eu ieri am deschis un stup, dar n-am filmat. La întâmplare așa am luat unul și puietul frumos, compact, frumos, e treaba bună. Acum poate l-am nimerit eu pe ăla mai bun, dar cu prima ocazie, când va fi mai cald, o să deschid în loc mai mulți, ca să văd și eu rezultatul la stimularea asta, nu? Că uite, le dau zi de zi. Hai să spun ceva de stimularea asta, care o consider eu stimulare. Că știți cum e aici în apicultură? Aproape orice cuvânt ai spune, există cineva să te contrazică. Adică o să zic că nu există stimulare la albin. Nu există să reușești tu să stimulezi albina ca să depună puieți. Nu există să pui tu o turtă să depună puiet. Dar nu mai spun ce spun alții. Ziceți ce vreți. Eu v-am arătat ce am făcut eu. Și rezultatul se va vedea. Știți că cu câțiva ani în urmă mi-a venit ideea cu podișoarele astea de plastic. Și le puneam cu borcan. Un borcan acolo. Din cauza ca să, adică ca să nu mai stau zi de zi să le pun. Bă, umplu un borcan din ăla de 800 de mililitri și le țin acolo o săptămână. Adică tot în jur de 100 de grame pe zi ar veni. Treaba era că la borcane, dacă îi dădeam 3 găuri, în 2-3 zile îl lua. Și băga prea mult odată și după aia stătea fără sirop. Și am zis, mă, ce pot să fac? Hai că le dau o gaură, asta în anii trecuți vorbesc. Hai că le dau decât o gaură. Iar nu-i bine că se strică sirop, că siropul fac sub 1:1. S-a creat siropul, că acolo am și cald înăuntru. Mă zic, nu merge nici așa. Și de acum un an ați văzut că am dat găuri în podișoarele alea și pun cu furtunașul așa. Zic, bă, n-am decât să pun zi de zi. Faci ceaiul proaspăt acum și îl dai. Că dacă faci un ceai acum și îl ții o săptămână, s-a crește. Nu e ca ăla proaspăt. Adică fac proba eu, bă, fac un ceai acum și îl beau peste o săptămână. O mai fi bun, o mai fi. Adică m-am gândit, bă, nu e bună treaba. Lasă-mă, zic, muncesc eu mai mult, le dau zi de zi și gata. Dar cu fiecare să facă cum crede și ce poate să facă la el în stupină. Dacă consideră că stimularea asta e bună, să o practice. Dacă consideră că nu e bună, să nu o practice. Dacă consideră că e mai bine să-i pună într-o pungă, să-i pună în pungă. Eu la mine acolo nu pot să salt podișoarele. E și chestia asta, la aia afară pot să le salt, că nu zboară albina. Eu acum în camion, dacă saltam un podișor, ați văzut că albina stă pe deasupra, pe acolo e cald. Îmi ies albinele înăuntru, deci eu nu pot să pun o pungă, că poate era bună și treaba cu pungă. Deci sunt multe chestii care nu se potrivesc de la o stupină la alta. Dar cu siguranță la mine va fi diferență între puietul de pe camion, puietul de la stupia de afară, care la aia n-am putut să le dau sirop. Le-am pus și la aia decât o punguliță atât. Și cred că ăia de la livadă mai în urmă vor rămâne, că la ăia le-am pus decât turtă și atât, nu le-am mai pus sirop, nimic. Vom vedea în câteva zile că ochiul meu, ce-a văzut în stupi acum, a început să eclozeze puietul. O parte din el, pălmuț acolo, din centru, eu știu, a început să eclozeze din puiet.
Să vedem, poate chiar astăzi, astăzi e luni, poate chiar astăzi, încă suntem în 19.20, încă suntem în 19. Deci a trecut o lună de zile, da? Dar când le dau eu așa cu picătura, zis. Poate chiar azi, pe la ora 1, le vedem, poate se încălzește puțin. Adică la mine e suficient să fie 11 grade, că acolo în camion ați văzut că am cald. Deschizi stupul, ies 20-30 de albine, deschizi dușa, ies albinele și poate să intre în stup. Poate deschizi un stup sau doi, eu știu. Da, ei nu știu, pun filmarea azi, pun mâine. Bun, cam atât. Eu vă arăt ce fac. Dacă la cineva îi prinde bine, să fie sănătos. Iar cei care sunteți începători, nu vă luați după mine. Luați-vă după profesor, după, eu știu, după cine vreți voi. Dacă vă găsiți la mine atâtica ceva bun, puteți să luați. Oricum la mine, cum să zic, și că luați ceva și că nu luați, eu nu știu. Că vă prinde bine ceva sau că nu vă prinde, e problema voastră. Eu mi-arăt și eu stilul de lucru, dezvoltarea care o am. Mi-arăt activitatea, uitați, acum plec să vă miri. M-a sunat cineva să-i duc 3 borcane de miere. Asta e activitatea normală de apicultor. Dar am în spate 20 de ani. Adică te ia da, anul ăsta de apicultură și vrei să te sună clienții, să le duci miere. Nu prea mergi. Nu prea mergi. O să vedeți că pun un filmuleț cu Mihai Grama, cred că mâine, și explică foarte clar ce trebuie să faci ca să ai clienți. Adică e cu muncă, frate. Exact ceea ce fac eu acum, ca să am puiet mai mult, că știți că stupii am avut destul de slab din cauza că acum n-am avut puiet văruț. De 2 ani m-am chinuit cu problema asta. Am stupii destul de slăbuți și mă chinui și o să-i dezvolt. Că dacă aveam în 7-8 rame, poate nu mai era nevoie să le dau zi de zi. Le dădeam o dată pe săptămână și gata. Dar trag și eu de ele ca să reușesc să-i dezvolt. Deci pe mine mă interesează la rapiță dacă se poate să iau în 20 de rame de albine. Aia mă interesează. Cam fiecare an aduc. Și să scot și eu măcar o tonă de miere. Nu știm ce va fi. Eu trebuie să mă lupt să-mi fac stupii puternici. Că nu știm ce va fi și cum va fi. Nu știm niciodată ce va fi. Cum va fi anul. Că e anul bun, că nu-i bun. Eu trebuie să-mi dezvolt stupita. Și eu vă spun pe aia clar, eu am o satisfacție sufletească când văd stupul că dă înainte, că are puiet, că e puternic. Chiar și când văd roi un pom, pentru mine e o bucurie. Bine, nu mă bucur să roiască toți, logic, dar când se văd roi un pom, mie îmi place să-l iau de acolo, e frumos. Cam atât. Cred că mâine arăt o filmare, dacă reușesc ca să deschid ea câte grade. Uite, sunt 2 grade, nu? Sunt 2 grade, stai să vedem ce zice la meteo ăștia. Acolo înăuntru sunt 20 de grade pe și eu pot să deschid lejer stupul. Problema e de cât albina aia care iese să poată să ducă înapoi în stup. Stai să văd ce zice la meteo ăștia. Uite că totuși anunță 10 grade posibil pe la ora 1-2 cu soare. Dacă e cu soare e bine. M-a ajutat foarte mult stimularea aia afară. Deci de vreo 2, de vreo 3 zile n-am mai ieșit afară. Dar în rest nici nu mai știu. De 10 zile la rând, cred că, au putut să zboare acoale la găletușa care le pun cu apipolen. Eu spun, aia m-a ajutat enorm. M-a ajutat enorm chestia aia, că au putut ele să zboare. N-am avut polen în zonă, dar s-a dus acolo la găletușă, ați văzut, lângă camion, la 10-5 metri de camion. Gata că vorbesc mult, pun filmarea astăzi, 19 ianuarie. Și astăzi va fi încă un filmuleț cu de la târg cu Neapuișorul. Mâine cred că e filmulețul cu Mihai Grama. Asta e, eu fac filme multe, două filme. E bine două sau să pun de pe câte unul. Lăsați un comentariu. Sănătate și numai bine.
Da, Costi. Să știți că eu am ajuns. Da, vino. În spate, la garaj. Da, hai că vin acolo. Bună dimineața! Bună. Ce faceți? Ia uite cum vine cu bănuții. Banii jos, ochii la ușă. Ha, să dăm restul aici. Păi, dar mirea nu v-am dat-o, vă dați întâi banii? Întâi banii, bă, eu am încredere în tine. Da? Da. Mergem.